Muzeul Terra Sancta nu este doar o galerie de comori, ci și un adevărat proiect de educare și conștientizare în lumea artei și a conservării culturii pentru populația locală. În acest context, pe 12 mai, muzeul a organizat un atelier de proiectare arhitecturală la Universitatea din Bethlehem, în colaborare cu Universitatea din Bethlehem și cu finanțare din partea Agenției Franceze de Dezvoltare. Colaborarea dintre Universitatea din Betlehem și Franciscani este istorică. Mulțumim Custodiei Țării Sfinte pentru că a finanțat acest proiect. Un colaborator al Custodiei a predat acest tip de muncă în laborator, astfel încât studenții noștri să primească pregătire de la oameni care lucrează pe teren și nu doar din teoria care se face în clasă. In the frame of this project and of this funding, datorită acestei finanțări, am realizat un proiect de consolidare a capacităților pentru studenții de la Universitatea din Betlehem, împărtășind cunoștințe, metode și tehnici pe care le folosim la Muzeul Terra Sancta. Acest tip de atelier oferă studenților palestinieni posibilitatea de a dobândi o pregătire care nu este disponibilă în universitățile locale. Programul Antichități și Patrimoniu Cultural al Facultății de Arte din cadrul Universității din Betlehem a fost înființat în anul universitar 2021-2022 și este primul de acest gen din Palestina. Acest atelier este foarte important pentru studenții de la arheologie, deoarece le extinde abilitățile în domeniul picturii și arhitecturii arheologice și îi pregătește pentru viitoarele activități în siturile arheologice. În acest atelier ne concentrăm pe procesul de desene de arhitectură și artefacte de pe siturile arheologice. Atelierul include 3 întâlniri în care învățăm cum să desenăm pe teren, pentru că asta ni se va cere în activitatea noastră viitoare, când vom fi în săpături. Și ne oferă de asemenea o experiență mai amplă a universității, astfel încât, după absolvire, să putem merge direct pe teren, pregătiți pentru muncă. Piața forței de muncă palestiniene are nevoie de studenți calificați care să poată lucra în muzee, situri arheologice, în Ministerul Antichităților și Turismului, precum și în instituțiile civile și guvernamentale care se ocupă de antichități și de patrimoniul cultural.